horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Ați putea profita zilele acestea de o organizare mai bună, chiar dacă acest lucru vă părea un efort în plus. Aveți nevoie de o metodă de acțiune care să vă ajute să vă eficientizați activitățile. Încercați să fiți cât mai calmi în interacțiunile cu colegii, care s-ar putea să încerce să vă provoace. Deși încercările lor vor fi inofensive, veți fi mult mai sensibili la altfel de critici și s-ar putea să reacționați într-un mod puternic. Un alt mediu prielnic conflictelor ar putea fi în familie, în special dacă sunteți nevoiți să petreceți mai mult timp împreună în ultima vreme. Aveți grijă și de sănătatea voastră, deoarece s-ar putea să observați un disconfort la nivelul rinichilor. Horoscopul zilei Taur. Încercați să înlocuiți carnea grasă cu cea de pește și consumați mai multe fructe și legume. O astfel de schimbare va fi benefică pentru sănătatea voastră, dar ar putea să inspire și pe cei din jur să urmeze un stil de viață mai sănătos. Nu trebuie să exagerați în acest sens, dar este excelent dacă luați inițiativa de a adopta obiceiuri care să vă mențină starea de sănătate. Mare atenție atunci când folosiți calculatorul, în special dacă lucrați cu fișiere importante. Asigurați-vă mereu că aveți mai multe copii, însă în locuri diferite. Nu așteptați ca un conflict să devină o adevărată problemă în viața voastră, ci încercați mai degrabă să căutați un compromis și să vă cereți scuze. Horoscopul zilei Gemeni. Este o perioadă potrivită pentru a vă lăsa de fumat în caz că vă doriți să scăpați de acest viciu. Însă s-ar putea ca unele din simptome să vă dea bătăi de cap sau să puneți capăt unui alt viciu care poate să vă afecteze serios starea de sănătate. Tendința de a plănui fiecare aspect ar putea să vă oprească din a vă trăi viața. Încercați să vă lăsați unele lucruri să decurgă de la sine și veți observa că sunteți mai puțin stresați. S-ar putea ca noi oportunități să apară în viața profesională, chiar dacă cei din jur se arată sceptici, aveți încredere în instinctul vostru. Nu vă așteptați ca partenerul să vă înțeleagă orice răbufnire sau să accepte scuzele atunci când este prea târziu. Horoscopul zilei Rac. Se anunță o perioadă bună în viața amoroasă, deci s-ar putea să fiți tentați să faceți anumite schimbări, cum ar fi un nou tunsoare sau un nou parfum. Atunci când lucrați, tindeți să uitați de lumea din jur și din această cauză să nu fiți partenerii potriviți pentru conversație. S-ar putea ca cineva drag să aibă nevoie de sprijinul vostru, deci nu tratați întâlnirile cu ceilalți cu superficialitate. Este timpul să uitați de ceea ce s-a întâmplat în trecut, în special dacă este vorba de lucruri ce nu pot fi schimbate. Nu are rost să vă ocupați gândurile cu astfel de probleme care oricum sunt bătute în cuie. Dacă alegeți să vă gândiți la viitorul vostru, veți fi mult mai relaxați. Horoscopul zilei Leu. Nu vă lăsați călcați în picioare în cercul de prieteni. Chiar dacă aceștia susțin că tachinările lor sunt inofensive, există unele persoane care, sub pretext de glumă, întind coarta mai mult decât este normal. Aveți aptitudinile necesare pentru a solicita mai multe responsabilități la locul de muncă. Nu vă faceți griji, o astfel de cerință nu este un semn de impertinență, ci dovadă că sunteți angajați pe care cei din jur se pot baza. S-ar putea să existe tensiune în viața de cuplu, iar tentația de a petrece mai mult timp împreună va fi mai mare. Acest lucru nu va rezolva problema. Ar trebui să fiți mai stricți cu bugetul vostru, în special dacă plănuiți o călătorie în viitorul apropiat. Horoscopul zilei Fecioară. Astăzi veți avea mai multă încredere de sine datorită unei atitudini pozitive, veți rezolva conflictele imediat. Calmul vă face mult mai bine și elimină stresul, inevitabil în situații tensionate. Aveți păreri bine definite, iar ceilalți vă admiră pentru acest lucru. Mai mult, s-ar putea ca cineva din familie să vă ceară sfatul în legătură cu o decizie importantă. Dacă sunteți intimidați de această responsabilitate, ați putea cere părerea cuiva din afara familiei pentru obiectivitate. Atenție la eventualele probleme de sănătate. Programați-vă la doctor dacă simțiți că ceva nu este în regulă. Se anunță o întâlnire importantă la locul de muncă care ar putea să decidă viitorul carierei. Horoscopul zilei Balanță. Dacă doriți să avansați în carieră, trebuie să încercați să fiți mai sociabili. Contează foarte mult să faceți o impresie bună persoanelor din industria care lucrați. Atunci când aveți nevoie de un sfat, s-ar putea ca un prieten la care nu vă așteptați să vă înțeleagă perfect situația. Acest lucru vă va face să vă simțiți mult mai bine și vă va da încredere în voi înșivă. În sfârșit, lucrurile se vor calma și în familie, unde atmosfera a fost una tensionată în ultima vreme. Conflictele sunt obișnuite, în special între generații, însă s-ar putea ca ultima întâmplare să vă ajute să comunicați mult mai bine cu ceilalți. Nu vă gândiți mereu la varianta cea mai negativă dintre scenariile posibile.
Horoscopul zilei, Scorpion. Emoțiile voastre puternice vă vor dicta reacțiile în aceste zile. Ar trebui să stați cât mai departe de situații care știți sigur că ar putea să vă supere. S-ar putea ca tentația voastră să fie să stați departe și de cei dragi pentru a evita un conflict. Deși nu este o idee rea, ar trebui să petreceți mai mult timp în companie persoanelor care știu cum să vă calmeze. Pe de altă parte, trebuie să vă gândiți că lucrurile nu se rezolvă de la sine și că ignorându-le ați putea face chiar mai rău. Este posibil să fiți predispuși la probleme cu stomacul. Dacă aceasta nu este prima dată când suferiți de ceva asemănător, s-ar putea să fie vorba de o formă mai gravă a unei vechi probleme. Horoscopul zilei, Săgetător. Veți găsi diverse metode prin care puteți face un profit, așa că nu trebuie să vă faceți probleme din cauza finanțelor. Nu uitați să vă alocați și timp liber pentru a-l petrece împreună cu familia. S-ar putea ca unul din copii sau un frate mai mic să vă îngrijoreze. Însă situația nu va fi la fel de gravă pe cât vă imaginați. Este foarte important să rămâneți calmi. Atunci când trebuie să luați o decizie importantă, încercați să cereți sfatul partenerului, în special dacă situația ar putea să îi privească. Chiar dacă știți deja răspunsul, partenerul va fi recunoscător pentru șansa de a discuta despre viitorul vostru. Horoscopul zilei, Capricorn. S-ar putea ca cei din jur să vă sfătuiască cu privire la cariera voastră, să vă ofere tot felul de variante posibile, însă nu sunteți obligați să le urmați sugestiile. Dacă sunteți siguri de decizia voastră, nu îi lăsați pe ceilalți să vă dezorienteze. Se va evi posibilitatea de a călători în afara țării pentru o perioadă îndelungată, însă nu toată lumea din jur va reacționa pozitiv la această oportunitate. Încercați să înlocuiți a doua ceașcă de cafea cu ceai verde sau apă cu lămâie. Această schimbare ar putea să vă ajute tonusul și dantura. Este posibil ca dinții să fie mai sensibili în ultima vreme, iar substanțele puternice îi vor afecta. Horoscopul zilei, Vărsător. S-ar putea să găsiți o nouă sursă de inspirație care va fi urmată de tot felul de schimbări pozitive. Este bine să încercați să vedeți pe cât posibil partea bună a lucrurilor. Nu uitați să respectați planurile deja făcute cu cei dragi. Dacă aveți de gând să renunțați la un angajament, ar trebui să o faceți din timp pentru a nu cauza probleme celorlalți. S-ar putea să dați peste o carte bună pe care nu o veți putea lăsa din mână până nu o terminați. Încercați să nu vă lăsați ghidați de emoții atunci când interacționați cu colegii de serviciu dacă reușiți să rămâneți calmi pe parcursul întâlnirilor. Atmosfera de la locul de muncă va fi una bună. Horoscopul zilei, Pești. Încercați să nu vă simțiți vinovați atunci când vă apărați drepturile sau principiile, deoarece aceasta este singurul mod prin care puteți să vă asigurați că cei din jur vă respectă. Mergeți pe drumul vostru și încercați să faceți ceea ce este mai bine pentru voi. Este recomandabil să mâncați mai puține alimente grase, deoarece ficatul vostru ar putea fi ușor mărit. Dacă ați simțit un disconfort în ultima vreme, ar trebui să vă programați la doctor pentru a primi un regim potrivit. S-ar putea să refuzați să cereți ajutorul unui membru al familiei, deoarece considerați că acesta ar putea fi un semn de slăbiciune. Dacă aveți încredere în persoana respectivă, nu este nimic greșit în a vă arăta vulnerabil. Horoscopul zilei de azi.